Și în, la universitate. Și la universitate am trecut că sunt și seara, concerte, da. N-am ieșit weekendul ăsta din casă, sincer să fiu. Am cântat doar și am ieșit strictul necesar, dar am văzut că vineri seara e mare aglomerație când s-au pornit luminițele de Crăciun. Dacă vreți să vedeți cum este la Târgul din București și ce puteți să vedeți acolo, Luxandra este chiar acum undeva pe afară, sper să nu înghețe. Bună, Luxandra, ce putem să vedem la Târg? Bună, Florin, bună, Diana, bună ziua, dragi prieteni. Da, m-am pus aici în fața căsuței lui Moș Crăciun, nu de alta, dar vreau să fiu printre primii pe care îi ascultă moșul și cărora le îndeplinește câteva dintre dorințele pentru anul acesta. Da, mă aflu aici în Piața Constituției pentru că, așa cum ai spus și tu, vineri s-a deschis Târgul de Crăciun din capitală, unul dintre cele mai frumoase. Acesta este cel mai mare, într-adevăr, mai sunt și altele. Aici puteți veni până pe 27 decembrie. Și ce puteți găsi aici? Ei bine, puteți găsi foarte, foarte, foarte multe căsuțe cu bunătăți românești, cu cadouri, în caz că nu aveți timp să mergeți să vizitați și alte magazine. Aici găsiți cadouri foarte frumoase, unele dintre ele făcute handmade de către tot felul de artizani din întreaga țară. Mai mult, găsiți și un brad foarte, foarte frumos. Chiar dacă nu este luminat acum, puteți vedea cât de mare și de frumos împodobit este. Bineînțeles, tot felul de varietăți de vin fiert avem aici. Și nu uitați, este deschis de la 10 dimineața până la 10 seara, așa că timpul este din plin să ajungeți aici. Anul acesta aveți parte și de un patinoar, așa că puteți petrece ceva timp liber și împreună cu cei dragi și puțină distracție. Deocamdată atât vă pot spune de la târg. Eu în continuare aștept pe Moș Crăciun, da, Florin? Întâi trebuie să-l aștepți pe Moș Nicolae, sper că ai fost cu mințică, te așteptăm și noi înapoi, că poate avem noi întâi cadouri pentru tine. Mulțumim frumos, Luxandra!